După cum vă ziceam, unul din cele mai frumoase evenimente din această săptămână a fost concertul Parada Noutăților Muzicale 2013 marca Busuioc TV. Am trăit o frumoasă poveste de toamnă cu melodii în premieră aduse în dar de cântăreții noștri. În recital a fost nimeni altul decât mult îndrăgitul interpret din România, Marcel Pavel. Cum a decurs evenimentul, urmăriți chiar acum! Bună seara, stimați spectatori și telespectatori! Bună seara! Bine ați venit la Parada Noutăților Muzicale 2013! Al treilea an consecutiv postul de televiziune a Busuioc TV vine cu cel mai așteptat eveniment din acest anotimp, Parada Noutăților Muzicale, unde încercăm să facem bilanțul muzical. Într-un cuvânt, vom da interpreții la secundă. Am ajuns și la mult așteptatul eveniment Parada Noutăților Muzicale 2013, organizat de postul de televiziune Busuioc TV. A treia ediție a acestui eveniment a adus în fața spectatorilor și a telespectatorilor cele mai noi realizări muzicale ale interpreților autohtoni din acest an. Pregătiți ca la carte, la fel ca și artiștii care au pășit pe scenă, ne-am străduit să lăsăm doar impresii pozitive. Acest lucru a fost confirmat de cei care au trăit această poveste de toamnă. Mai mult despre asta a ținut să vă zică nimeni alții decât cei care de fiecare dată ajung la inimile dumneavoastră cu melodiile lor. Mulțumesc ca de obicei atunci când Busuioc TV face concerte nemaipomenite, concerte grandioase la care vine toată lumea bună. E o atmosferă foarte pozitivă, cu oameni cunoscuți, publicul ca de obicei este foarte primitor și foarte cald, ca în Republica Moldova și mă bucură foarte mult că colaborăm, deja sunt ani și sper că în continuare acest proiect al vostru să aibă cât mai mare rating, să aibă și să facă cât mai multe concerte și în fiecare an să tindă spre bine și să fie cât mai bun ca precedentul. Asta vreau să vă doresc. Foarte frumos și bine organizat, public cald, minunat și desigur sunt absolut uimită de cei ce prezintă colegii mei, piesele noi și după câte am auzit eu la toată lumea, piesele sunt superbe și chiar au venit cu surprize frumoase. Deci, ca de obicei, Busuioc TV organizează spectacole la maxim, începând de la sala de cabinetul de machiaj, cu apă și cu toate cele necesare ca să te simți bine și cu în scenă aici o atmosferă foarte bună, lumini bune, sunetul bun, te auzi bine în monitoare. Deci publicul foarte receptiv, cald, un public deosebit, așa cum voi deja v-ați făcut publicul propriu, care este fidel și vine de fiecare dată la spectacolele Busuioc TV. Organizarea e la un nivel foarte înalt, ca și de fiecare dată. Și în anul trecut, când vineam, când mă suna Busuioc TV, prezentatorii canalului și mă invita, eu deodată știam că vin și totul să fie ok. Și deodată când am venit în cameră, am văzut fructe, apă, ceai, tot ce trebuie, cam des de văzut așa ceva în țara noastră. Tot eu la nivel foarte înalt și sonorizare și scena e foarte frumoasă și concertul într-adevăr plin de stele, plin de piesele noi și văd că toate vor deveni cu ajutorul Busuioc TV hituri. Este o atmosferă de familie într-adevăr, o atmosferă foarte frumoasă și felicitări Busuioc. Însă titlul acest Parada Noutăților Muzicale vorbește despre faptul că fiecare a venit cu ceva nou. Totdeauna bun, artiștii sunt buni, organizarea e bună. Deja au trecut câțiva ani și permanent e bine, asta e foarte important. Îmi place foarte mult, în fiecare an cum organizați, îmi place că sala e arhiplină, spectatorul foarte bun, primitor. Am înțeles că biletele s-au realizat cu o săptămână, două în urmă.
Și moderatorii la fel, ne plac în seara aceasta, chiar văd că ați schimbat puțin în anul acesta partea feminină și e bine. La fel și organizatorul evenimentului s-a străduit să vină cu ceva nou, mai ales în ceea ce ține de decorul scenei, ca să-și surprindă publicul care a umplut sala Palatului Național. E un concert foarte frumos, cu lumini frumoase, avem decor nou, ca de obicei în fiecare an inventăm ceva nou și e foarte bine, aștept să finiseze cu bine așa cum s-a început, de fapt. Concertul în sine ține să aducă spectatorului larg melodiile în premieră ale vedetelor noastre. Unii și-au făcut lansarea piesei chiar în cadrul marelui eveniment. Inițial pregăteam altă melodie să cânt astăzi în spectacol, dar uite că am reușit să adun această melodie nouă, fiindcă am zis că e frumos într-o toamnă să-i spui unei persoane iubite că de dragul ei se întâmplă orice în lumea asta. A venit cu o piesă de toamnă, Crizanteme, flori de dor, semnat Oleg Baraliuc, text Radmila Popovici Paraschiv. Și după cum așa am simțit eu, le-a plăcut foarte tare publicului această piesă. E destul de nou, este o piesă frumoasă în care se vor regăsi mulți părinți, pentru că eu zic de florile mele, adică refer la copii și de aia și tot timpul o să menționez. Tuturor le urez să aibă parte de cât mai multe flori în brață ca să poată mândri, pentru că copiii sunt realizarea noastră cea mai importantă. De aia și când bucurie vieții, floarea tinereții. Deci la tinereță, dacă îți pui undeva o floricică, neapărat o să crească mare și frumoasă cu care o să vă mândriți o viață întreagă. Emoții frumoase, pozitive, pentru că în primul rând am cântat o piesă în prima audiție, în astăzi seară la Parada Noutăților Muzicale, o piesă care se numește Frumoasă e viața și într-adevăr viața e frumoasă, o piesă semnată de Ion Nicov, muzică și text Eugenia Carabut Andrieș. Chiar mă gândeam că nu o să reușesc până la spectacol din astăzi seară să înregistrez orchestra, sunetele, dar până la urmă am reușit pentru că am înțeles că e nevoie să vii cu o piesă nouă în prima audiție și uite, s-a întâmplat în astă seară să se primească așa cum mi-am dorit eu. Este o piesă nouă care mi-a scris-o Eugenia Andrieș Carabut și aranjamentul l-a făcut Vitalie Andrieș. O piesă foarte frumoasă care îmi place foarte mult. Și mă bucur că am cântat piesa nouă și n-am făcut greșeli pentru că este pentru prima dată când o interpretez și am avut puține emoții, dar cu susținerea dansatorilor care mi-au făcut o coreografie deosebită, au improvizat chiar și o căruță, chiar și o mireasă, chiar și un Ilie a fost acolo, mi-a plăcut foarte mult. Deci ideea să dea Dumnezeu sănătate domnului maestrului Gorșcov, care știe să facă lucrurile frumoase, să facă coreografie excelentă. Am interpretat o piesă despre mamă, pentru mamă, o piesă pentru mamă, pentru mama mea, fiindcă ca orice interpret și ca orice mamă vrea să audă fiul cu o piesă dedicată mamei. Este ceva așa personal, scris o piesă de Maria Stoiană, o piesă foarte frumoasă, care a fost în premieră absolută astăzi aici. Încă nici nu este imprimată în studio, de fapt am cântat pe minus și nici nu este mixată. Așa cum am luat minusul și așa, după am luat aranjamentul și am cântat și atât. De grabă cred că o iau din studio și mixată și vedem pe parcurs. Poate fac și un videoclip, dar nu sunt sigur încă. Fiindcă acum, săptămâna asta, trebuie să lansez un videoclip la piesa Dansul Iubirii. De ce? Nu mă grăbesc să mai filmez la alte piese videoclipuri. Și de această dată, organizatorul a ținut să aducă un oaspete special. În acest an și-a bucurat fanii cu prezența Marcel Pavel. Bună seara, mă simt extraordinar. Cuvintele sunt de prisos. De câte ori ajung pe scena Palatului Național și nu numai, pe pământul moldovenesc. O emoție extraordinară. Nu o spun cu ipocrizie, nu mă prefac, eu sunt un om foarte sincer și foarte direct și corect. Și atunci când e vorba de venirea mea aici, o fac cu mare plăcere. Ca drept dovadă și nașii copiilor mei, pe care îi iubesc și le mulțumesc din suflet și familiei Stati și familiei Chirica și domnului Nicolae Bădgros, pentru faptul că am avut amabilitatea și inima și sufletul de a fi alături de mine la prima aniversare a copilului meu, din viața sa, de fapt. Adică botezul, creștinarea lui. Da, sunt emoționat, nu știu, când intru pe scenă, spun, lor mai plăcea ceea ce le cânt eu, mă mai iubesc, mă mai vor aici. Și iată că descoper, pe zi ce trece, că este din ce în ce mai multă iubire și respect pentru mine, ceea ce
pentru mine înseamnă extraordinar de mult. Înseamnă enorm. Cel mai important lucru pentru artist este iubirea publicului, care este oferită. Concertul Parada Noutăților Muzicale 2013 și multe altele aflați săptămâna viitoare, așa că nu scăpați nicio emisiune a Bomondului.